Părinte, ce părere aveți despre cuvintele Scripturii din cadrul tainei cununiei potrivit cărora femeia trebuie să se teamă de bărbat? Credeți că e valabil acest lucru în căsătorie? Da, să trăiți. Finalul este așa. Iar femeia să se teamă de bărbat. Nu să fie frică, ci să se teamă. Fiți atenți. Femeia să se teamă de bărbat. Inversul iubirii nu este neiubirea. Anatomicul iubirii nu este neiubirea nu este ura. Anatomicul iubirii este frica. Dacă cei doi se iubesc, nu au cum să le fie frică unul de altul, dar se tem de dragul iubirii celuilalt. Câteva versete puțin mai sus, la același Sfânt Apostol Pavel, noi acolo nu prea accentuăm. Spun de ce și când trebuie să se teamă de bărbat. Și anume, când bărbatul face pentru ea ce a făcut Hristos pentru biserică. Ce a făcut Hristos pentru biserică? A murit pentru ea. Când bărbatul moare pentru femeia lui, e firesc ca femeia să se teamă. Teama nu înseamnă să fie o cretină care să o iei peste cap de fiecare dată când vine ăla beat și nespălat de la serviciu și vine să își impună dreptul de bărbat al familiei. Asta nu e teamă. Aia e prostie, iar prostia se vindecă cu deșteptarea. Când se teme femeia de bărbat? Când îl vede împlinind toate cele ale casei ca un Dumnezeu. Eu cred că femeile se tem de bărbații lor când, de exemplu, la masa de seară sunt strânși cei 2, 3, 4 copiii familiei, unul după regulile de integrare europeană, mama e în capătul mesei iar tatăl frânge pâinea și o dă copiilor. Acela e un moment de teamă. Atât de mult seamănă soțul meu cu Hristos când e la masă cu copiii și frânge și le dă cu atâtea bucurie pâinea că mă tem să nu-L ia Dumnezeu de lângă mine. Mă tem să nu mă lipsească Dumnezeu de darul pe care îl reprezintă.